Îmi cer scuze, s-a întrerupt, va trebui să lipesc și probabil că videoclipul o să ajungă mai pe seară. Spuneam că va trebui să faceți o investiție într-o relație de suflet sau un loc natal. Sau vă doriți, e o chestiune de acasă. Sau de o relație mai veche, de la suflet la suflet. Și apoi, ori veți comunica sau vi se va comunica dorința de împăcarea cuiva și de creștere împreună, colaborare. Ori, în momentul în care vă eliberați, pentru că această etalare a fost întreruptă din cauza că a fost prea plin. Telefonul a trebuit să-l șterg. Să șterg. A trebuit, trebuie să eliberați ceva, să vă eliberați eventual de o situație acasă și apoi să călătoriți. Înspre succes. Unii au zis că veți fi speaker interesant. Unii, nu știu când, peste câți ani, veți fi un personaj de succes. Sau mergeți, veți manifesta cu magicianul un personaj de succes în viața voastră. Care probabil vă va învăța multe lucruri. Da. Hai să vedem. Totuși, alte mesaje. Portalul 10 a 10 ce aduce pentru numărul 2. Opsa. Ia uite, 3 de monede. Și am văzut mai devreme. 3 de monede. Dorința cuiva de a crește, de a investi pe termen lung. Însă sunt chestiuni de integritate. Regele de aer iar apare într-o anumită formă. Posibil aveți doi oameni care se vor lupta pentru voi, sau voi trebuie să vă luptați pentru acest personaj care vă aduce noroc, pe care îi considerați norocul vostru, dar trebuie să manifestați integritate, orice ar fi. Orice ar fi. Trebuie să să vă echilibrați varianta receptivă și combativă a voastră, masculinul și femininul din voi, dar pentru asta aveți nevoie de ceva cunoștințe, unii dintre voi. Iar aveți un marcaj în semn de foc în preajma voastră sau focul vostru trebuie un pic ținut în control. În control, în ce sens? Echilibrat, nu control absolut, nu, echilibrat. Și să vă ridicați asupra acestui foc care, dacă nu e echilibrat, masculin și feminin, poate să producă conflicte. Poate sunteți o femeie frumoasă pentru care doi bărbați se luptă. Dar nu obligatoriu. Poate sunteți unul din cei doi bărbați care trebuie să se lupte pentru această femeie frumoasă, dar e o chestiune de integritate. Posibil să fie niște tentații în viața voastră, cineva să vă distragă atenția de la relația specială norocoasă cu tentații, da? Poate e o altă femeie care vă distrage atenția, apropo, geloasă, sau un alt personaj, poate să fie și bărbat. Frumos, mai puțin integru, da, dar gelos, care vă distrage atenția de la o relație foarte specială, aș spune. Opa, ce mai simt, iar. Pentru unii e chiar o femeie frumoasă, dar cu un anumit grad de înțelepciune, dar și de sexualitate foarte. Ia, uite, iar pe unul. Vedeți, acum văd. E prima oară când văd. Că, de fapt, în coarnele ei atârnă două. Ah, ce frumos! Două pene de pe unul. Știți ce cred eu pentru unii? Eu, poate că e și tentație pentru unii. Dacă sunteți într-o anumită poziție, aveți tentație. Nu contează dacă e poziție publică sau nepublică, aveți tentații. Bărbați, femei, nu contează. Aveți tentații în jur. Dar
Dar mai simt că există o femeie care este foarte judecată. În ce sens? Este judecată greșit de oameni. Este o femeie înțeleaptă, cu energie creativă, cu pasiune creativă, apropo de focul ăsta pe care îl tot văd în jur, dar care este, de fapt, nobilă în atitudine, însă oamenii o dezbracă de virtuțile pe care le-a. Wow, ce mesaj! Consideră că nu e integră și, de fapt, e integră. E prima oară când văd așa ceva. Și asta pentru că văd acum penele acesta de păun despre care chiar am vorbit mai devreme. Păunul, noblețea. Știți ceva de genul, ia uite, mărul, tentația. O, ce tentantă ești! Da? Ce frumoasă ești! Dar de fapt nimeni nu se uită nici la înțelepciunea ei, nici la curajul, aș spune, era să zic ferocitate, curajul pe care îl manifestă în viață și chiar la integritatea pe care o are. Aș spune că integritatea este, wow, este greșit înțeleasă. Oamenii sunt geloși, se zbat pentru unii, da? Dar nu văd că, de fapt, este. Ia uite. Este altceva, 20 și 3. Aici apare sub forma de 20, 10, 10, interesant și 3, că tot vorbim de portalul 10 a 10. 20 înseamnă renaștere pentru mine și 3 împărăteasa. Posibil acest personaj bărbat, poate să fie și bărbat, pe care toate femeile îl văd, wow, ce frumos ești, dar nimeni nu vede nici înțelepciunea sa, nici curajul său, nici noblețea. Toate femeile se omoară, sunt disperate după el. Dar mă puțin sunt interesate de înțelepciunea sa, de creativitatea sa, de cunoștințele sale. Nu știu pentru cine vorbesc, dar clar e pentru cineva. Apropo de magician. Că voi poate vreți să manifestați ceva special și oamenii și închipuie că sunteți manipulatori sau că, de fapt nu ești chiar așa. Hai să vedem. Dar voi fiți în prezent, că ați ales un tarot care ține de prezent. Apropo, interesant, apare aici 8, semnul infinitului, dar este și 8, transformare. Voi vă concentrați pe transformarea vieții voastre. Dar faptul că apare 3 de monede, aș spune că poate, ia uite, un bărbat și o femeie. Toate aceste forțe, calități, virtuții pe care le aveți, unii dintre voi bărbați, femei, ce sunteți, atrage pe cineva doritor să se transforme, trei. Să se lupte și să se transforme, să investească și să se transforme alături de voi, așa ar spune, da, în fine. Trei de monede. Ia uite, un personaj care a mințit, a furat, a fugit. 7 de spade. Vorbeam de acest personaj. Da, dar vrea să lase în urmă. Ia mai dăm o carte. Încă n-am. Ia. 7 de spade. Lumea bârfește. Lumea spune una și alta despre un personaj virtuos. Un personaj, am zis, cu un ADN foarte prețios. Și vorbesc de ADN spiritual. În mod special, energetic. Ia uite, judecata. Am zis că cineva vrea să renască? Wow! Probabil dacă sunteți într-o relație de twin flame, flăcări gemene, doi, nu reprezintă gemenii într-o anumită formă? Nu? Că sunt doi. Doi într-unul. Doi, oh, interesant, doi într-unul. Treceți prin multe blocaje. Prin multe greutăți, dar ca să ajungeți la uniunea despre care am vorbit la început. Această luptă poate să fie și interioară. 5 de bâte. 5 de foc. Varianta inferioară cu varianta superioară a unui bărbat, a unei energii masculine. Dar mai dăm o carte înainte. Ia uite. Wow.
cineva vrea căsătorie, uite, contract spiritual, îndrăgostiții și marele preot. Eventual, ori voi, ori cealaltă persoană trebuie să aleagă între această legătură spirituală foarte profundă care este între voi, da, norocelul ăsta, între voi și cineva, și să mai, că tot am vorbit de șase de cupe, și să lase o chestiune care ține de tradiții, aici este locul, de casă, șase de cupe și zece de monede. De relații tradiționale sau de familie, de influența familiei. Mai dăm o carte pe judecată și pe șapte de spade, te rog. Și imediat continuă talarea. Că am vorbit de judecată mai devreme, da? Ia uite, cineva vrea să muncească, să se transforme. Trei de monede și opt de monede. Să investească. Ia uite, turnul. Dacă un personaj n-a fost integru, apropo de integritate... Mai jucă ușa, apropo de Playboy, de iepurașul Playboy, da? Sau așa a fost văzut? Acest personaj vrea să se transforme. Comunicarea dintre voi a fost puternică, dar... Dar ce mai văd? Cineva vrea să... Wow! Diavolul! Ce... Foarte atras. Am zis, cineva, e un personaj extrem de atras de voi, doamnelor și bărbați, dacă sunteți, un personaj extrem de atras de voi. Dar în ce sens e atras? Vede doar fericire. Sclipici, pupici, cu sclipici, cu lipici, cu ce mai vreți voi. Așa văd. Deci, 10 de cupe, puterea, cavalerul de cupe, justiția, acest personaj vrea să vină, da, într-un mod neașteptat să lucreze și să ofere toate aceste lucruri, să le ofere. Dar, hai să mai vedem. Ia. Ia uite, roata norocului. 10. Octombrie, 10 a 10. Să schimbe energiile. Dar, hai să vedem o dată. Da, să se lupte. Că până acum nu s-a luptat. De două ori. Nu tot apare 5 de pute. Da. Și de 3 ori. Luna, au fost secrete, au fost frici. A fost stagnare. Steaua. N-am vorbit de steluțe chiar de la început? Vindecare. Echilibru. Ah, extraordinar! Ce frumos! Am zis. Sunteți vulnerabile, doamnelor. Doamnelor, unele doamne sunteți atât de vulnerabile că lumea vă înțelege greșit. Nu că umbrați dezbrăcate. Poate că umbrați, mai, poate e dreptul vostru să vă îmbrăcați sexy. Nu, muse, că nu umblă nimeni dezbrăcat pe stradă. Dar sunteți, de fapt, apropo de mamă, am văzut mai devreme, împărăteasă, mult mai materne, mult mai virtuoase, creative, nu mai zic, iubitoare, nu mai zic. Ia, extraordinar. Roata norocului, 10. În momentul în care vă vindecați de niște, o să vedem ce, niște chestiuni, iar am vorbit de motivational speaker. Aduceți dragoste, măi, oamenilor. Bărbați, femei, nu știu cum. Poate că fiecare în felul său. Nu e obligatoriu să fiți în acest field, în câmpul acesta. Dar unii poate că aveți, aveți de manifestat. Spre ce merge? Spre asta. Spre o poziție publică care vindecă, care aduce dragoste, bucurie, abundență și financiară și bănuți. Și frumusețe și sănătate. Ori roata destinului înseamnă timp, timp divin. Vă apropiați, am zis 10-a 10-a, e timpul, interesant, și aici o roată și aici o roată. Timpul e acum. Vi se schimbă viața, wow. Acum vi se schimbă viața. Asta e ce este. Păr de la Merlin, cred că de la Merlin, o țară mică. Da? Deși a tot încercat să-l mai iau, dar mai plutește în aer. Merlin care magia mea zilnică.
Dar încă în acest moment vă vindecați încă de niște lucruri. Și vindecarea aceasta va atrage un spor și o abundență. Și iar am zis vindecare de mamă, de niște aspecte care țin de maternitate, vindecare maternitate. Niște traume materne. Da. Dar în moment mai aveți ceva, niște tratamente. Tratamente, poate și fizice, dar eu aș spune mai degrabă spirituale, care vă vor aduce dragoste și vă vor aduce o întâlnire foarte specială. E timpul, e pe aproape. Acum, foarte curând, ia uite, 10, rapid! Va fi, ia uite, asul de spade, o victorie, o cuvântare, o exprimare a cuiva 2 și cu 1 3, cineva va comunica despre, probabil la distanță, despre dorința de a începe ceva nou. 10-10, poate mâine. Eu știu, o împăcare. Să creați o familie împreună. Sau dacă nu, familia abundență. Să lucrați împreună, să clarificăm asta. Wow. Întâlnire de destin. Și veți învăța, chiar dacă e pasiune foarte mare, că am văzut pasiune, dați în urmă să vedeți pasiune, pasiune, pasiune aici. Diavolul, diavolul e în jos. În ce sens? Orice unde mă mai văzut, se dați în urmă. Diavolul cu 10 de cupe, da, pasiunea aceasta este reținută ca să puteți să manifestați adevăr. Wow, clarificăm steaua. Am vorbit, sper să nu țină materia și clarificăm steaua pentru numărul 2. Cinci de spade. Probabil că oamenii vă invidiază. Probabil că între voi și personajul cu care vă veți întâlni și cu care veți avea un, eu aș spune, mare succes, mare dragoste, iar au spus bârfe, nu mă, că tipa e o, nu e mă chiar așa de, e și acolo, da? Poate că voi a simțit. Sau tipul ăla, nu e mă, e și el acolo, arată bine, playboy, gigolo, whatever, știi? Fluturastic. Sau, aia, nu e chiar așa de specială, e... Am auzit noi niște chestii, bârfe, invidii, conflicte. Poate foști, foste, oameni care se bagă, că tot am văzut și 5 de bâte și 5 de spade. Eventual, dacă cineva, că am văzut 7 de spade, să nu-i de asta, dacă cineva a mințit în viață, a fost mai lipsit de integritate, vrea să-și schimbe, să se vindece... Din această relație care este între voi și acest personaj sau invers. Și nu doar de acel stil de viață lipsit de integritate, dar poate că nu toată lumea a fost lipsită de integritate, dar s-a mințit pe sine că ar putea să, s-a lăsat influențat de X, de Y, că ar putea să. Are ce de pute. Multă, multă pasiune. Cineva care simte multă, multă pasiune pentru voi. Pe lângă un loc natal cu 6 de cupe. Poate că v-ați întâlnit deja, ați avut acest sentiment, voi ei, de déjà vu, într-un loc apropiat de casă. Împărăteasa! Ai, 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 ai. 7 de cupe. Da, aveți opțiuni. Multe opțiuni visează la voi. Dar voi sunteți unica opțiune. Unică. Sunteți tot ce și-au dorit mult, tot ce au visat, apropo de vise. Tot ce au visat mulți oameni. Mulți au vrut să vă lege, apropo, să vă lege, să vă blocheze succesul, interesant. Să vă ofere puțin. Dar voi v-ați găsit cupa în voi înși vă, vindecarea. Cineva vine să vă ofere, ia uite, faetonul cu, ia uite, și cupa. Faetonul e aici. Va veni un personaj la distanță sau voi trebuie să faceți o călătorie să oferiți dragostea cuiva. Depinde ce sunteți, unde sunteți, știți voi. Roata norocului. Roata norocului.
clarific în roata norocului. It's time. Ia uite. Fost clarificată iar de călătorie. Și de transformare cuiva, ia. Moarte, trei de spade și valetul de bute. Dacă cineva v-a făcut să suferiți, voi clar vă vindecați și puneți capăt și vă duceți către, mergeți către destinul vostru. Către vindecare, către abundență, către tot ce e mai frumos. Nu vreau să exagerez așa. Mergeți, veți alege. Face parte din transformarea asta intensă. Pentru că ați suferit foarte mult și oamenii v-au atacat și v-au jignit și v-au judecat. Au comunicat greșit. Au gândit greșit. Pentru unii dintre voi, probabil acel personaj șapte de spade care a mințit sau care v-a mințit sau v-a ascuns și pasiune și emoții, suferă. Suferă și se transformă, ar spune. Se transformă. Vrea să schimbe energia, vrea să schimbe situația. Vrea să ofere reciprocitate, să o ia de la zero, să ofere reciprocitate. Ce nu a oferit? Nu a oferit stabilitate financiară. Da? Că meritați. Soarele aici. Nouă de cupe acolo. Tot aici. Își dă seama că voi sunteți singura opțiune. Cinci de spade. Mai dăm totuși pe cinci de spade o carte. Da, cineva v-a refuzat. Patru de cupe. Pentru că s-a lăsat influențat, iaute, alegeri. A preferat să vă refuze pentru că s-a lăsat influențat. Cavalerul de spade uneori sunt și vești. Vești, da. X, Y, vecini, prieteni, fuști, foste, da? Influențe. Dar voi vă vindecați de acest refuz. Voi vă vindecați. Pentru că știți. Intrați în unul, în manifestare. Iar cine vrea să se împace cu voi, posibil că a fost căsătorit, dar nu obligatoriu, s-a influențat de familie, iar, dar pasiunea există și vrea să aibă stabilitate și abundență cu voi, pentru unii dintre voi. Hai să, gata. Foarte mult am vorbit. E un hop, un picuț, că ați văzut că s-a întrerupt, sper să lipesc, să nu se mai întrerupă la celelalte zodii. Dar, nu zodii, numere, vreau să spun. Cam atât, ticuța. Sper că v-a plăcut, da? V-a plăcut? Ce mai era de luat? Aici n-am luat. Stați un pic! De aici n-am luat. Am strâns cărțile. Uite, de aici n-am luat. Da. Iar, continui. Scuzați-mă. Cineva suferă că n-a ales corect. Suferă că a ales o proiecție, o persoană falsă, vede, începe să vadă dincolo, probabil că și voi, dar menirea voastră a unora este să arătați altora alegerile greșite, ar spune. Ia ce mai sunt. Okay. Din aceste de cărți mă luase, ia uite. Stres, foarte stresat acest personaj. Probabil la distanță se simte izolat, nu știu dacă e la închisoare sau nu fi la închisoare, dar se simte izolat. Ah, interesant, poate cineva pentru abundență, pentru asta. Și-a închis sufletul pentru bani. În fine. Cred că nu sunteți voi aici. Cred că cineva suferă, își dă seama. Că a creat mult stres în viața sa și în viața altora, alegând greșit. Și nu doar asta văd. Că n-a putut să vadă dincolo de proiecțiile. Apropo de vindecare maternă, probabil, n-a știut să discearnă adevărul de minciună. Ia uite, apropo de integritate. Dar începe o nouă aventură. Voi, sau aș spune cealaltă persoană. Valetul de monede aici. Și călătoria. De o nouă călătorie a vieții sale. E o schimbare. Am vorbit de moarte mai devreme, poate nu întâmplător au fost atâtea hopuri, blocaje, ca cineva să se trezească. N-a apărut turnul, dar
Iar cineva trebuie să facă comparație între prietenie adevărată, creștere împreună, colaborare și prieten care influențează negativ. 3 de cupe și 4 de cupe influențează negativ. A, ne simțim bine, dar între timp mai și bârfesc. Și aici face parte, aici o chestiune de vindecare a unora dintre voi. Hai, gata. Că nu scosesem aceste cărți. Așa a fost să fie. Okidoki. Cei care ați ales numărul 3, sper să mă țină bateria și telefonul, că la numărul 2 s-a întrerupt. Cei care ați ales numărul 2, ați ales aceste de cărți care reprezintă After Tarot. Pentru mine, After Tarot este o viziune de viitor, da, am zis bine. Vă vedeți împreună cu cineva deja. Vă vedeți împreună, pare și o împăcare. Probabil vreți să mergeți. Da, vreți să mergeți cu acest faeton, vă ghidați. Vreți să mergeți către un suflet care, de care vă e dor. Eu am senzația că deja v-ați întâlnit cu ei, dar... Înainte să începe talarea și în timp ce amestec cărțile, vreau să spun, puteți să ascultați la numărul 1, puteți să ascultați la numărul 2 la început, acolo am explicat. În timp am uitat să fac prezentarea generală, dar acum o fac la fiecare... La fiecare zodie. La voi parcă veniseră niște cărți. Imediat le explic. La nivel colectiv a apărut 10 de băte invers și uniunea. Uniunea care ține, în primul rând, de uniunea în noi, da? Vindecarea masculinului și femininului în noi, ca apoi să întâlnim persoana, sufletul pereche, că tot ați ales, da? Lângă care ne simțim întregi. Dar trebuie să avem un sentiment de... întreg și noi, ca să nu ne întâlnim cu acest suflet cu sufletul gol. Să nu așteptăm să ne umple ei sufletul, ci să le oferim măcar cât ne oferă și ei. Ce mai a apărut? S-a apărut diavolul și 10 de spade. Dați, vă rog frumos, la numărul 1 un pic la început. În timp ce vorbesc, apare calea. Oh, ce frumos! Calea. 22 să fie important pentru unii dintre voi. 31, soarele în suflet, cum îmi place mie, și 20, renașterea. Vreți să mergeți către renaștere și către fericire. Este logic și e de înțeles. Acest portal, sunteți pe cale să manifestați stabilitate. 2 și cu 2 înseamnă 4, împăratul, stabilitate, autonomie, nu știu în cât timp. Dar sunteți pe cale, apropo de portal, că e o trecere. Sunteți pe cale. Într-o parte lăsați o situație rece, emoțional vorbind, și într-o parte aveți un personaj abundent, cald. Spuneam că a apărut diavolul și 10 de... Dați la numărul 1, vă rog frumos, dacă vreți să ascultați. Diavolul care era îmbrăcat în, era leul, îmbrăcat în haine de oaie, noiță, îmblăniță, mai bine zis. Leul, orgoliu, apropo de soare, orgoliu cuiva a fost foarte ascuns în diferite forme, dar cine... S-a ascuns de el însuși. Sau a preferat să manifeste mai degrabă adicțiile. Ci nu varianta sa adevărată, aș spune. Acest personaj, diavolul, personajul toxic, sau varianta noastră, umbra noastră, varianta noastră negativă, vrea să se elibereze de acest stil de viață și să își găsească echilibru, să se extindă în noi direcții. Să vedem, numărul 3. Cei care ați ales numărul 3. Am zis că vă uitați în viitor. Deja sperați cu after. Ce va fi după, mai încolo. Și nu întâmplător a apărut și 20 renașterea, da? Iar 3 și cu 1, 4, 4. Probabil aici e energie feminină. Nu știu dacă voi sunteți bărbați femei. Ia uite și dragoste.
O energie feminină care și-a găsit stabilitatea, care iubește. Poate că vreți să mergeți 2 și cu 2 înspre, ar fi o oglindire înspre acest personaj, bărbat, femeie, nu contează. Teresa, în ce apare? Moonlight. 51, interesat, apropo de oglindire, 51 și 15. 15 este numărul diavolului, dar în oglindă aici apare 51. Aș spune, și e și luna plină, suntem la luna plină. Poate că aseară ați avut vreun vis mai ciudat, cum am avut și eu, nu știu. Dar 5 înseamnă male preot și 1 înseamnă manifestare. Și 5 și cu 1 înseamnă 6, dragoste. Avem și aici 2 și cu 4, 6. Dragostea vă cheamă la schimbare și la manifestare, aș spune. Cu această bufniță undeva în planul secund, e o comunicare telepatică cu cineva. Probabil o anumită oră. Dar clar, această comunicare este foarte accentuată pe perioada nopții. Însă vorbim totuși de un portal. Dacă cineva v-a dezamăgit, mergeți înspre o nouă direcție. La capătul setului de cărți ce aveți? Wishing Well, izvor. O, da, se dau măștile la o parte. Voi sau cealaltă persoană, nu știu cine, dar se dau măștile. Acum toți avem anumite măști. Unele necesare, altele sunt neimportante sau mai puțin necesare. O, da, eliberări, ar spune. Nu știu câtă apă e aici, dar mi se pare că e mai degrabă foc, apropo de ardere, de tăierea stringurilor de măști. Ardeți măștile, ardeți falsitățile, nu mai vreți așa ceva. 4 și 8 cât înseamnă? 12? Da, vreți să vedeți lucrurile altfel, dintr-o altă perspectivă. Și nu puteți cu mască. Trebuie să descoperiți un anume tip de credință. Și ce mai apare? 39. Iar 12. 12 și 12, foarte important. Protecting the treasure. Iar e o energie feminină care trebuie protejată, are o valoare specială sau știe să se protejeze sau trebuie protejată. Nu știu, cum vreți voi puteți să interpretați. Cum vreți voi. O energie feminină care trebuie protejată, care o anumită valoare, poate persoana voastră dragă. Ia uite. Nu e clar unii renunță la familie sau la o căsătorie. Ia uite, iar masca jos. Și valetul. Opa! Ia uite și echilibru. Au venit 3 cărți la voi. Valetul de monede. Șase de spade. Și 10 de monede, parcă l-am văzut mai devreme, nu mai știu. Nu, la altă etalare. 10 de monede, invers. Unii probabil a stat lângă o femeie falsă care vrea doar bani, eventual. Sau într-o familie în care cea mai mare valoare erau banii. Banii, 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 banii. Apropo de 15 și de 51. Și vă dați seama acum, în relație cu altcineva, că de fapt adevărata valoare este sufletul vostru, lumina voastră, acest personaj și-a găsit echilibru, apropo de împărat, că banii aduc echilibru, stabilitate, acest personaj și-a găsit echilibru prin această soare, prin această lumină interioară. Dar iar 2 și cu 2, 4, trebuie să mergeți și voi către această direcție, unii dintre voi, sau invers, vedeți. Dar 6 de spade iar înseamnă călătorie în tarot, dar aici înseamnă reechilibrare. Dacă ați avut o perioadă falsă sau întunecoasă lângă oameni falși, acest portal, iar aveți
aveți chestiuni care țin de oglindire. Acest portal vă ajută să vă descoperiți. Interesant. Să merge, să vă descoperiți. Merge, 6 de spade. Mergeți înspre lumina voastră. Înspre varianta voastră cea mai bună. Ia uite. Asta înseamnă un anume tip de însingurare. Pentru mine cartea asta mi-aduce aminte de eremit. Probabil pentru unii lupul este foarte important, câinele, ca și ghid spiritual, poate și bufnița. Dar aveți un foc care vă ghidează. O idee. Ori un personaj care v-a dat o idee. Care vă ghidează prin acest întuneric, prin această cale, noaptea, apropo de comunicare. Opa, poate nu sunteți voi personajul. Bufnița. Poate altcineva. Dar comunicați la distanță clar cu cineva. Cineva vă arată lumina. Și vă, nu doar că vă arată lumina, vă încarcă tot timpul energia, vă încarcă. Moarte, naștere. Of, ce cărți puternice. Aveți de ales între două personaje feminine, în mod special, dacă sunteți bărbați. Dar aveți de ales între un personaj care este prea marcat de material și unul care este wow, out of space, aș spune, de pe altă planetă. În glumă sau mai puțin în glumă, dar e conectat personajul respectiv, femeie, bărbat, la alte dimensiuni. Am zis, e conectat la soarele său și la alte dimensiuni. Dar acest personaj vă arată cum să vă găsiți și voi, să vă echilibrați între materie și spirit. Să găsiți, cu alte cuvinte, raiul pe pământ. Dacă alegeți corect în viață. Și iar apare alegerea. Doi de foc și alegerea. Trebuie să lăsați în urmă calea. Să lăsați în urmă și să mergeți pe calea voastră. Ce înseamnă moarte și renaștere. Și să renască ce copilul interior. Sau să renască o variantă, apropo de lumină, o variantă a voastră luminoasă. Poate unii dintre voi, dacă alegeți corect, veți avea un copil foarte special cu persoana pe care o veți alege. Dar până una alta, 7, însinguraticul, înțeleptul. Trebuie să vă găsiți înțelepciunea, să vă izolați un pic ca să vă găsiți înțelepciunea, lumina și un anume tip de putere, aș spune, cu lupul. Lupul pentru mine în acest context înseamnă alfa. Puterea de a vă conduce, de a conduce. Hai să mai vedem ce alte cărți. Numărul 3, sper să nu se întrerupă. Ce alte cărți mai vin. Ia să pun aceste cărți. Și renașterea, da? Grădina. Grădina interioară. Da. În acea grădină interioară puteți să fiți, probabil că visați, să stați la masă cu persoana dragă, cu persoana aceea care vă dă un sentiment de abundență, dar păstrează și dragostea și lumina, nu doar falsa stabilitate prin bancă, cum am zis mai devreme. În fine, hai să... Ia uite, un sentiment de vină apare, un sentiment de vină a cuiva, nu știu de ce. Ah, ce mai simt? Ia vedeți? Am picat o carte, imediat o citesc. Veți avea un moment de bucurie cu acest 3 de cupe. Veți avea un moment de bucurie. Sper să fie autentic, dar să continui ce vreau să zic. Aici dați măștile jos. Vedeți, cine s-a gândit doar la bani și a refuzat, aici este ploaia, ploaia care este simbol fertilizator, emoțiile, că a refuzat emoțiile, a refuzat să iubească poate voi, poate persoana cu la care veți renunța. Eu cred că veți renunța la acest personaj fixat pe bani. Iar măști, măști. Sau poate, eu știu, voi v-ați gândit doar la bani și vă dați seama, măi, dar de fapt eu am nevoie de dragoste. Și doi oameni care se iubesc pot să-și creeze abundență împreună. Chiar dacă trec prin probleme, au de călătorit prin munți, prin frig, apropo, călătorit prin munți, prin frig, prin așa, vor ajunge la o stare de noroc și de bucurie, de dragoste, de echilibru.
Dar iar, trebuie depășit. Trebuie. Făcut justiție, ar spune. Trebuie făcut justiție. Pentru că nu s-a manifestat echilibru și relații toxice până acum între voi și poate mai multe persoane. Dar am zis, trebuie să discerneți între oamenii care stau cu gândul doar la bani și refuză emoțiile, dar am zis că mai e o altă variantă, oameni care, de fapt, că uneori ploaia poate să fie binefăcătoare, dar poate să fie foarte agresivă, mai ales dacă sunt furtuni, da, furtuni, în fine. Mai e un alt personaj care este o adevărată valoare și trebuie protejată sau protejat de energiile negative, de emoțiile negative ale altora. Ia, mai dăm pentru numărul 3. Mesaje. Spre ce mergeți? Încă n-aveți încredere unii dintre voi, dar trebuie să învățați să aveți încredere. A apărut încrederea. Să zburați așa, să zburați cu gândul, cu emoțiile. Trebuie să aveți încredere. Că, ia uite, da, sunteți într-un moment. Noaptea întunecată a sufletului, a minții, dar aveți încredere că sunteți ghidați, că vă veți găsi. Ia uite, lăsați în urmă niște vieți din trecut sau relații karmice din trecut. Și, da, poate chiar visați, poate aveți, da. Au fost niște relații în trecut, mai ales la distanță, care v-au suprimat și adevărul și potențialul, v-au ținut așa ca într-o închisoare, în funii, între ziduri. Face parte din experiența voastră. Lăsați-o să devină înțelepciune și să devină și trecut. Da? Apropo de întuneric, treceți printre momente mai dramatice, dar vă veți descoperi, vedeți ce culoare asemănătoare copilul interior. Și iar apare copilul după această transformare. Și alegerile acelea foarte intense între cer și pământ, între divinitate, credință, apropo de credință, învățați să credeți, și aici e și marele preot, învățați să credeți. Eventual, poate, aveți de ales într-o femeie, repet, foarte materialistă și una spirituală, unii dintre voi. Nu obligatoriu, dar zic. Zic că trebuie să zic. Parcă așa era. Așadar, să pun cărțile frumos în ordine. Ce venise? Ia să vedem ce venise. Aici a venit. Așa, eremitul. Ia, vedeți că apare iar eremitul și lupul. Sau câinele. Sunteți unii dintre noi, un dintre voi, poate aveți marcaj în fecioară. Treceți printr-un moment foarte intens, dramatic. Vă eliberați de toxicitate și vă găsiți lumina, echilibru, dragostea în voi. Repet, cineva posibil vă arată calea. Opa, ma, dar ce putere descoperiți unii dintre voi. Cum să țineți în mână șarpele, șarpele e foarte periculos printre multe simboluri. E o tentație. Ajunge să țineți tentația în mână. În sensul că nu vă mai poate afecta, nu vă mai poate mușca, nu, îi dresați. Interesant. Și ce mai venise? Asta venise? Magicianul. Turnul e o separare de cineva, de ceva, dar e o și trezire. Este o trezire la calea voastră. Calea voastră. La un potențial, la unul. Potențial de manifestare. Cum să manifestați o altă viață. Vorbesc mai apăsat la această etalare, nu știu dacă ați sesizat. Cum să manifestați o altă viață. Încă nu aveți toate resursele pe masă. Încă plutesc în aer, apropo de acest
moment de întuneric. Umbrele sunt, dar și lumina e tot acolo. Va fi un bum, un zgomot, o separare, o trezire și apoi se va face lumina. Că de fapt asta aduce focul, trăsnetul, lumina, da? Din acest întuneric. Și veți vedea că puteți să manifestați. Nu să creați iluzii, nu să trăiți în iluzii, apropo de măști. Nu. Interesant, la capătul setului de cărți apare valetul de cupe, posibil dorința de împăcare a cuiva. Dar ce mai simt? Ați avut peștișorul de aur în mână, la un moment dat. Norocul. A venit noroc, e pe aici, am văzut la un moment dat, norocul. A fost în mâna voastră. Și tentația și norocul. Ah, interesant, măi, dar ce descărcări de informații. Vedeți? Fiecare mână e ocupată. Una cu steaua, cu personajul care vă vindecă, cu informația care vă vindecă, cu informația care vă duce mai aproape de calea voastră. Cealaltă mână a fost ocupată cu tentațiile, cu dușmanii, cu calea care vă trage în jos, în umbră. Dar, iar, trăsnetul ăsta, 9 e septembrie, poate unii dintre voi aveți planete în planete. V-ați născut în septembrie sau ceva, sau o separare, 16, s-a produs în septembrie. Sau o trezire. Dar, dacă ați avut această șansă, peștișorul care împlinește 3 dorințe, da? A venit capii acasă. Probabil că cineva a cuvântat Regina de Spade și v-a arătat. Interesant. Vedeți ce cărți? V-a arătat un fluture. Ce înseamnă asta? Fluturele acesta vă arăt eu acum. Vă explic eu. Fluturele acesta foarte frumos, care zboară, da? Care nu depinde de pământ, de material, a fost cândva ce? O omidă. Care trăia doar pe pământ, se hrănea doar cu bănuți. Chestiuni materiale. Poate să fie parte din transformarea voastră. Vă dați seama că aveți nevoie de mult mai multe decât de stabilitate financiară, decât de relațiile acelea karmice. Dar, wow, dar ce... Și omida ce face? Se târie, apropo de cale, se târie prin viață până, la un moment dat, devine, se blochează într-un cocon. Acolo se produce transformarea. Coconul ăla este întuneric, este beznă, dar înăuntru, băi, vedeți, măi, deja mă înfioră, vedeți, întuneric, ia uite, întuneric. Și în acel întuneric este un pic de lumină. Voi nu vedeți lumina din voi, pentru că sunteți înconjurați de întuneric, dar la un moment dat lumina din voi va bubui și vă va transforma. În ce direcție? Nici fluturile nu știa că va fi fluture. A stat așa, într-o stare de... Iar cineva vă arată, vă oferă pe tavă adevăr, abundență, posibilități. Depinde de voi, dacă vă luptați pentru ele. Cavalerul de spade. Dacă dați la o parte pe cei care vă influențează negativ, pe cei care vă stau în cale... Interesant în acest set de cărți că este after tarot, după tarot. Acest 5 de spade ține o sabie în sus, nu în jos. Vă găsiți adevărul, victoriile, vă luptați. Îi veți pune la punct pe cei care... Na, și vă veți găsi independența. Și veți fi foarte selectivi. Veți fi foarte selectivi. Da. Nu, vă veți regăsi. Ia uite, pasiunea. Vindecarea și... Da. Veți vedea, de fapt, cine a vrut doar banii voștri, cine a vrut doar sex cu voi, cine a vrut să fiți varianta cea mai bună, cine a vrut să vă vindece, cine v-a arătat calea. Eventual. Dar ce drăguț este la valetul de cupe. Cred că cineva trebuie să-și ceară niște scuze. Sau... Are acest sentiment, aaa, unde peștișorul meu, a sărit peștișorul meu în ocean, se duce în altă parte, uite, peștișorul se duce să se
În Băieze, în altă parte. A fost o ocazie pierdută între voi și cineva. Probabil că trebuie să vă luptați. Nu știu. Voi știți, dacă vreți să vă luptați pentru împăcare sau dacă vreți să vă luptați pentru restaurarea voastră. Într-o anumită formă. Vreți să manifestați ceva nou, dar puteți ori singur, ori să vă împăcați și să creați-o. Pentru că 20 înseamnă și judecată. Și renaștere, vreau să zic. Renaștere. Poate vreți să discutați, vedem. În fine. Acest portal, spre ce vă duce? Numărul 3. Am vorbit iar foarte mult. Spre ce vă duce? Vă vindecați inimioara. Aha, trebuia să arăt. Vă vindecați inimioara. Ia uite, diavolul. Regina de Băteșii. Of, wow. Vă vindecați. Vă vindecați, măi oameni. Felicitări. Dar trebuie să învățați să aveți încredere în voi, în Dumnezeu. Ați avut unii dintre voi în preajmă ori o persoană adictivă, obsedată de bani și de sex, ori poate o latura voastră, nu trebuie să-mi recunoașteți mie, a fost așa. Dar interesant, cineva stă alături de voi, am zis că cineva vă arată. Cineva stă alături de voi, vă ajută să blocați această energie. Deci nu mai sunteți singuri, este cineva lângă voi. Lucrați în echipă. Wow, ce frumos. Lucrați în echipă. Iar cred că are legătură cu această femeie sau această energie feminină foarte creativă și puternică, care este foarte conștientă de ce poate să creeze, inclusiv de sexualitatea sa. Nu o folosește la modul toxic, o folosește într-un mod creativ, aproape magic. O, aici e Melina mea. Te pupă, mama, mi-e dor, trebuie să-i dau de mâncare, Melinuța mea. Așa, hai, o dată, de două ori. De trei ori. Numărul 3. Ia uite, iar scuzele probabil. Ale cuiva. Dar în general, dacă știți că trebuie cineva să-și ceară scuze, nu vă fixați, nu așteptați scuzele. Voi concentrați-vă pe viața voastră. Dacă voi știți că trebuie să vă cere scuze, ok. Hai să vedem. Regele de Bute. Ah, ce frumoasă carte, Asul de Spade. Și Regele de Spade, fantastic, superb. Aici este energie masculină. Cred că vorbesc foarte mult despre o energie masculină în această etalare. Care trebuie să învețe să aibă încredere, trust, în puterile sale. Apropo, în focul său, în energia sa, în mintea sa, în puterea de manifestare. Prin gând și prin cuvânt. Și prin energie. Nu doar prin sex. Pentru bâtele nu înseamnă doar sex. Înseamnă foc interior. Și probabil că pentru unii dintre voi, o femeie v-a arătat. A fost mai puternică decât voi. Pentru unii dintre voi, vorbesc pentru niște bărbați care au avut de a face cu o femeie mai puternică decât voi. Și v-a arătat calea. Sper să nu se descarce. Da. Hai. Ia uite, turnul, separarea aceasta. Separarea aceasta v-a adus către acest adevăr. Cineva s-a îndepărtat emoțional, dar vă îndeamnă să vă găsiți adevărul și autonomia.